Bine ați venit! Bine! Și am aici și un cadou. Mulțumesc mult de tot ce frumos. Să știi că m-am sărit foarte mult pe căldurile astea la voi în oraș. Să stea florile pintate, și stau, să fie cât mai bune. Și stau. Păi hai să punem fata, să o așezăm pe scaun. Mă duc eu pe partea asta ca să pot să-mi pun și buchetul lângă cel pe care îl pregătiseră. Văd că dumneavoastră v-ați pregătit cu roz. Păi da, nu știi. Noi credem că o să fie băiat. Păi da, noi sărbătorim rozul astăzi. Rozul. Pentru că se lansează un film celebru în care totul e roz. Am zis că noi nu putem să stai, că această pălărie îmi dă... mai jos de atâta nu se duce. La machiaj, eram jos la machiaj, la fete și la păr. Și a venit o domnișoară și mi-a pus un balon roz în brațe. Și zice, eu cred că o să ai fată. Și tu ce ai zis? Și a zis, nu, eu cred că băiat. Și zice, dacă o să ai fată, eu o să-ți scriu pe Instagram să știi că eu sunt fata cu balonul de la Teo. Dar după ce crezi că s-a orientat? Nu știu, a zis că ea când a rămas însărcinată a făcut prin vidro și înainte să meargă la inseminare și a luat, era acolo chiar înainte de intrarea în salon, un halat roz pe un scaun și ea și-a luat halatul pe ea și soțul ei a întrebat-o, de ce ți-ai luat halatul ăsta roz pe tine? Vrei să faci fetiță? Și zice da, și chiar fetiță a făcut. Și în cazul ăsta rare, bine, tu presupun că... Eu sper la Gemi și atunci are la problemă, poate și un băiat și-a rezolvat treaba. Dar chiar ce-ar mai fi să fie și Gemi? Cred că ar fi mai interesant. Ar fi șoc. Ar fi șoc, adică chiar să avem chiar patru. Șoc. Adică... Dar, uite, noi ne bucurăm tare mult și suntem recunoscători lui Dumnezeu că acum ne simțim pe deplin împliniți. Ne simțim că suntem într-o situație în care chiar avem de toate, avem sănătate, avem situație financiară cu care putem să îi creștem pe copii frumoși și sănătoși și să le oferim chiar tot ce le trebuie, nu ne lipsește nimic. Pe plan profesional, succesul merge foarte bine, cântece lansăm pe bandă rulantă și frumoase, avem producători. Eu cred că Dumnezeu, și ne și rugă lui Dumnezeu și mulțumim pentru tot ceea ce ne dă El și tot timpul mie în gând Dumnezeu și Maica Domnului și cred că... asta ne face să... Da, sunt convinsă că e așa. Hai să vedem cum au reacționat viitorii părinți în momentul în care ea, Georgiana, nesimțindu-se prea grozav, s-a oprit pe un drum ușor așa și a făcut un test de sarcină. Rezultatul ne-a uimit pe toți, mai ales pe cei care urmărim pe Georgiana pe Instagram. Nu vine să cred! Ce arată aici? Două liniuțe! Deci tremură toată care ia pe mine. Nu vine să cred că-s gravidă. Mami, hai că trebuie să vă zic ceva. La amândoi. O să mai avem un bebe. Adevărat. Am un bebe în burtică. Așa ați zis că vreți bebe? Cine a zis că vrea bebe? E aici, mami, în burtică. Ce plin, ce mare, mă. Doamne, ce bucurie mare că să trăiesc. Eu și Rareș. El se uită la filmarea cu copiii. Când le-am spus copiilor, i-am sunat pe video și le-am spus că mai am un bebe în burtică. Ia uitați reacția lui și de acum. Deci el și acum plânge. O să acela pe uterină pe nimica încă. Da, adică uitați, asta este sacul gestațional. Deci ne-am venit pentru confirmare să fim siguri că este vaccinată. Este intrauterină, da? Aha, Doamne ajută. Rareș, la tine emoțiile sunt atât de chiar grave. Foarte mari. Vai, dragul de tine, ai trecut vreodată prin așa ceva înainte? Acum nu-ți mai pot să povestesc. Trebuie să ne povestești, pentru că a venit așa, a venit o poveste atât de bună după toate cele prin care trecuserăți. Adică ea nu se simțea prea grozav, tu probabil îți făceai griji și dintr-o dată... Da, așa a fost să fie. Adică noi ne-am dorit tot timpul să mai avem trei copii. Tot timpul am zis și episcopul când eu crunat, să facem trei copii, unul pentru mama, unul pentru tata și unul pentru Dumnezeu. Și acum mă simțeam oarecum dator cu cel de-al treilea copil și a venit. Și copiii noștri își doreau foarte tare. Da, m-au zis, își doreau un bebeluș adevărat. Tot timpul, când ne întorceam de la evenimente, că noi stăm foarte puțin cu ei, din tot plecați și eram la bunici. Și în mașină, când îi luam, mami,
te rog frumos, nu mai faci un bebe, ca și cum nu mai cumperi o ciocolată. Da, sau, ca și când ai putea să faci asta așa, doar exact, bătând din degete. Mami, dar noi trebuie să avem grijă de bebe, voi nu vă gândiți că uite, suntem tot pe drumuri și mami cu tati stau foarte puțin cu voi. Mami, dar noi vrem bebe adevărat, că noi o să avem grijă de el și bunii Nico o să îl spele și o să-i facă lăptic și ne-l culcăm între noi, doar cu bunii Nico, adică cu sacra mea, care da, este mama mea adoptivă, deci un om extraordinar. Și cred că dorința asta mare, da, și atât de intensă a fost dorința mult mai mare a copilor decât a noastră. Da. Deci noi ne doream, vreau, dar oricum aveam un fel de piedică sau ceva cu evenimentele, cu agenda, cu toate. Și oarecum noi atât încercam să amânăm momentul. Da. Și a venit, adică efectiv. N-am planificat. Ca da, să înțelegeți, nu am programat nimic. Știți ce? Am, se vede clar din imagine. Ce mă bucură cu atât mai mult, la un moment dat când voi erați plecați în vacanță, presa din România, Maldive, când erați plecați, presa din România a explodat că gata, cuplul vostru se desparte, că voi divorțați. Doamne ferește, atunci atâtea mesaje am primit și toată lumea era speriată și erau devastați toți, că nu le venea să creadă. Noi n-am ieșit să mai zicem nimic pentru că n-am vrut să facem din țânțara rămăsară. Da. Adică orice se spunea era interpretabil. Și atunci sigur, cel mai bine, adică ce am de zis, că n-am nimic de zis. Dacă aveam ceva de zis, ziceam, da, cu asta am lăsat fiecare să spună ce crede. Am aflat multe chestii, am văzut că au vorbit și alți oameni importanți despre noi și cam atât. Da, sigur că acum, da, uite că a venit, lăsând discuția asta cu Maldivele într-o paranteză, vreau să vă zic că acum tot cadrul de aici este roz, eu sunt îmbrăcată roz, dar în orice cuplu nu este roz. Nu e așa. Că toți trecem prin momente frumoase și mai puțin frumoase, cu toții ne certăm și eu cu Rareș, am momente în care mă cer și chiar sunt momente în care zic gata, divorțez, că nu mai suport. Dar astea cred că le spune orice femeie care îi mai rea de gură și o apucă atunci, a draci, că are nervi, nu? Adică e ceva normal, dar Doamne ferește, niciodată nu am spus chestia asta cu tot sufletul, adică eu m-am îndrăgostit de Rareș, v-am zis pe clasa nouă, v-am mai povestit, da, eu de mult. Și dragostea aceea, eu o simt în continuare în suflet. Se zice că dragostea după 3 ani, ceva de genul, se mai duce și după aia rămâne respectul, admirația, obișnuința, da. Eu față de el am o chestie pe care nu o pot explica. Adică eu și dacă stau o zi departe de Rareș, nu mă simt bine, nu mă simt în confort. Îmi vine să fac orice, numai să mă duc unde este el, să fim împreună. Mm-hmm. E o chestie care ne leagă și, sincer, sunt foarte fericită că meseria pe care o am a devenit și meseria lui și suntem în continuu, în permanență împreună. Sunt de puțini oameni în care pot să ai încredere totală. Chiar. Adică știi exact. Mă pot baza pe el. Despre asta discutăm. Ca și este un om înțelept, un om serios, un om care, pe care te poți baza. Întotdeauna dacă am zis că fac ceva, aia s-a întâmplat. Uite, acum cu copilul. Acum cu copilul, da. Când urmează să-l vedem sau să o vedem? Pe bebeluș. Aha. Noi o să ne-am fost la primul control în Constanța, că am avut pe litoral evenimente și o să avem și săptămâna viitoare. Și pentru că nu am putut merge la control la Cluj, la medicul meu cu care am născut pe amândoi copiii, am mers la Constanța la un alt medic extraordinar. Mi-a zis că sarcina este destul de mică, undeva la 4-5 săptămâni, nu se vede încă foarte bine bebelușul, să mai așteptăm 2 săptămâni și apoi să mergem la Cluj să ascultăm inimioara. Și cred că o să putem afla dacă facem analizele, să fie o analiză specială pe la 9 săptămâni, poți să afli ce este. Da. Dar eu vreau să facem petrecerea aceea, gender reveal sau ceva de genul. Cum a săcut pe iaht? Pe acolo am făcut o petrecere de bucurie în cinstea aflării veștii. Da. Da. Dar vreau să facem petrecerea aceea cu, știi, cu fumul roz, gender reveal. Gender reveal, da. Așa. Și să aflăm ce sex are bebelușul. Deci noi doi, asta am făcut înțelegere. O să mergem la doctor și o să-i spunem să ne facă analiza și da, să ne o dea într-un plic. Da. Și noi să nu aflăm nimic. Plicul dați cuiva de încredere, exact, și momentul ăla. Am și vorbit deja cu cineva de încredere. Ce vorbim noi? Bine, sperăm din toată inima ca totul să fie bine și lucrurile să decurgă normal. Sunt unele mămici care
cumva s-au impacientat așa când au văzut că eu, gata, cum am aflat vestea direct, am și spus-o la, pe conturile mele de socializare. Dar vreau să vă zic că n-am făcut nimic intenționat. Așa mi-a venit. Da. Eu sunt o fire, nu știu, poate că ardelenii așa sunt, sau poate că așa sunt eu de acolo, de la Ghena. Mă, ce am în, ce în gușă și în căpușă. Eu ce am în cap aia și dau pe afară și cred că se vede. Și atâta de tare ne-am bucurat încât efectiv simțeam că trebuie să mă eliberez și să spun vestea asta. Mi se părea ceva genial. Adică era seara, poate zgavidă. Eu vorbeam cu bunicii la mișto că s-ar putea să mai vină un copil. Și nu, vă întrebam, ai simptome, că avea ceva întâlnire de la, de la sâni, la mamelon, eu zic, așa, am ușata trecută. Ce ziceam, da. Și eu chiar nu credeam, adică chiar nu cream că e gravidă. M-a pișcat, și următoarea zi, când am luat testul, mi-a luat încă două. Dar mi-a și întârziat menstruația. Și nu mai știam când a avut-o, când nu a avut-o menstruația. Deci a fost, eu am rămas și eu puțin, eu am rămas și acum, se vede pe mine. Deci, șocat. Și a mai fost un semn, dacă mai țineți voi minte. La un moment dat ai avut mici probleme cu Irina. Mm. Și doctorul ți-a zis, hai să-ți montezi, hai să nu mai faci copii. Și tu ai zis nu. Nu, a fost invers. A fost invers, așa? După ce am născut-o pe Irina, după ce au trecut acele luni în care să te vindești, să te recuperești, da, da. Și așa. I-am zis, domnul doctor, m-am dus la el. Cum merg, cred că foarte multe femei, să-și pună sterilet ca să... Aha, să nu mai fac. Eu înțelesesem că tu, cumva, având o premoniție, te-ai gândit la asta. Nu, domnul doctor. Domnul doctor a zis că nu fac nimic până mai naș pal de la copil. Mă iubește foarte tare și a dorit să cântăm fetei sale la nuntă, dar noi, din păcate, am fost ocupați și n-am putut. El mă iubește foarte tare, familia lui la fel, domnul doctor Spârciu Mihăile de la Cluj. Și am avut din prima o conexiune extraordinară cu el. Eu la sarcina cu Edi trebuia să nasc la stat. Da. Și acolo am avut o problemă cu doamna doctor la care mersesem. O experiență foarte neplăcută. Da. Aveam și pe propria răspundere și spital, da. Și-am plecat la privat și următoarea zi am născut. La privat, și uite, așa l-ați cunoscut. Și l-am sunat pe domnul doctor prin intermediul Anuței Motofelia, nașa lui Edi. Și domnul doctor m-a primit cu brațele deschise ca și cum ne-am cunoaște de o viață. El știa muzica mea, eu am născut pe colinde, că am născut în decembrie, pe colindele mele. Și a fost o atmosferă foarte plăcută și familiară și intimă. Pe a doua fetiță n-am mai apucat să ajungă, că el împărțea invitații pentru nunta fiicei lui pe la Bistrița, da. Și n-am mai apucat să ajung, am născut cu doamna doctor, dar a venit și el. Și apoi când m-am dus să-mi pun sterile, a zis că nu. Nu. Zice, nu, lasă că nu cred că o să mai faci un copil, nu chiar acum, dar o să vezi că o să mai faci. Și ca să vezi cum lucrează Dumnezeu, Anuța Motofelia, despre care vorbește, e prietenă cu mine, a venit să-mi cânte, să mă tot invite la Colibița prin cânte cu ei, până mi s-a pus pata și am zis, eu vara asta de n-ajung la Colibița să mă tai. Și ați fost? Apoi, stai un pic! Păi când veniți să ne spuneți că venim și noi! Bine! Gata, sun, vine și da, Alex! Și avem acolo o barcă! Bine v-am găsit, bine Alex, vine! Plânge! Ce e foame, trebuie să-i schimb! Așa că să veniți lângă mine, vreau să mă ajutați, practic cam așa o să arate familia că te și credem pe tine. Cu trei copii! Exact! Și va trebui să vă împărțiți! Alex, cam așa o să arate dacă fac tripleți! Așa e, că deja... Exact, ei sunt mai mari, cât 2, 3 ani, 4 ani, da, Edi 5 și Rinuca 4. Nu cred că s-a făcut așa mare. Da, păi eu mai știți când a venit și să-l iau pe Reni. Dar și au nevoile lor și ei vor să mănânce. Trebuie să aveți grijă de ea. Așa că vreau să vă supun unui test așa, sub presiune, da, contra timpului. Gata, facem. Va trebui să... vă băgați amândoi sau doar tu? Amândoi, că doar nu s-a puțin. Nu, individual, eu cu bebelușa cu altul. Am înțeles. Trebuie să le dați de mâncare, să-i schimbați. Acum depinde... Ai cronometru, ce faci? Ne fluier, ne... Mă uit la voi și o să la finale dai nota. Alex, era foarte tare să fie adevărat bebelușa. Să vezi atunci. Ai adevărată. Ai dreptate. Practic. Aventură. Mă apuc? Da. Hai. Ce fac? Mamă, dar așa de micuțe. Schimbă-l. Vreau să te pui pe Pampers. Uitați-l și așa. Deci chiar vorbeam ieri cu Edi și explicai cât e de mic Pampers-ul. Deci mă pun cu spatele la camere? Nu, stai așa. Stau așa? Că cu partea asta e foarte bine. Trebuie să-l schimbi, trebuie să dai să mănânce. Gata, deci trebuie să... Ăsta deja ai spălat. Da. Că e curat, trebuie să-l îmbrace. Lăpticul.
Nu trebuie să-l neglijați și pe el. Sună curierul, trebuie să iei un pachet. Puteți să pun pe speaker. Alo, da, bună ziua. Așa? Vă rog frumos să ne dați coletul la magazinul unde ridic. Dați-ne filmul. Domnule, n-auziți că îmi plâng copiii? Dar nu mă interesează, doamna. Am 6 livrări de făcut. Doar intrați pe SMS și dați-mi. Stați puțin. Codul, domnule. Duceți-vă sus pe mesagerie, doamna. Haideți, vă rog. Gata, gata, l-am găsit. Bun. Gata, am rezolvat problema. X-37. Acum trebuie să facem tentul, să vedem dacă nu-i prea fierbinte, nu? Găsiți jos. Vă rog, coletul, eu am pierdut coletul la poartă. Plânde copilul din mijloc. Ce facem? Ce facem? Ce facem? Ce dracu, nu stai, stai, stai. A, bun, dar nu-i nimic ăsta la... Nu-i nimic? Lasă că-l pun eu înapoi. Ai, ce frumos e! Să-i dai din mâncare, stai. Crezi că ai putea să le acorzi atenție în același timp? Mă, ce singură, măi, copile! Trebuie ceva și de colici, că vă găsa micuța are colici. Nu știu, mă, gândesc că pot apela la o bonă, să nu ajung în situația asta. Bună întrebare! La bună, la bună avem pe... Ar fi cea mai mare onoare pentru noi să vină doamna Teo la noi acasă din bonă. Păi până acum n-ați avut. Nu, asta ar fi știrea României. Teo, bună, Georgiane, l-au văzut. N-ați avut până acum, nu? N-am avut până acum bună. Am avut-o dat pe bunica și pe mama mea, adică pe sacră și pe mama mea. Dar apropo de treaba asta, chiar acum venind spre voi, ne-a sunat mama Nică, sacra mea. Și mi-a zis că a rezolvat. Noi am tot insistat și am rugat-o și am explicat cât de mare nevoie avem de ea. Ea ne-a crescut pe amândoi copii extraordinari, este și în cadrul învățământului, este profesor. Și i-am zis așa, mama, Nico, mai aveți doar foarte puțin, până la pensie. Noi v-am rugat să vă angajați pe firma noastră, vă angajăm noi, vă lăsați de școală și veniți la noi și ne ajutați cu copiii, pentru că nu e ușor cu trei, o să ne mutăm și la casă nouă. Noi acum în august, în 1 august începem lucrările, am obținut toate aprobările la conacul ăla frumos de care vă zicea. Da. Uite ce bine le stă. Le stă mișunat. Vreau să vă găsi o curare și puțin. Obișnuiesc să se schimbă. L-am schimbat, i-am pus pampers, i-am dat hăiniți, i-am dat lapte, i-am dat ceva de coli să doarmă liniștit, i-am pus căruciță că mai iarnă, e frig. Te-ai trezit și noaptea pentru că a plâns și nu mai poate. Categoric, categoric, categoric. Bun, și ce vrei să spui cu asta? Te știu, întotdeauna vrea să mă reintroducă din nou în stare, exact. Uite, și-am nesolinistit săracul. După ce ei vor crește, da, vor fi... Vor face și ei, vor fi mândri. Da, adolescenți. Trebuie să le căutăm grădiniță, după aia trebuie să le căutăm școală și după aia facem ședințe foto. După aia facem ședințe foto. Pentru că trei copii frumoși, voi doi, faceți un shooting adevărat, așa cum au făcut și Andreea Marin. Mai văzut noi la case mai mari. Și... cine mai era? E toată lumea care Andreea are copii. Bereclean. Nu mai bine ne uităm. Noi, că noi hai să vedem o ședință foto, da, adevărată, cu Andreea Marin și fiica ei Violeta. Așa facem.